Doamnelor și domnilor, bun găsit în cadrul unei noi ediții Important. Invitatul nostru de astăzi seară este domnul Veceslav Balacci, membru Zeppelin Investigation. Bună seara, domn Balacci, și să fie de bine prezența dumneavoastră la noi în emisiune. Bună seara, bine te-am regăsit într-un nou studio. Așa este, așa este. Felicitări și să fie cu Doamne ajută în continuare. Așa să fie. Cu asemenea urări, am și pierdut gândul. Dar bine, lucrăm și discutăm astăzi seara despre acel interviu bombă, cum l-ați și numit așa, realizat cu domnul Mihail Goffman, așa, fost șef adjunct al serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Și de fapt și despre complicitatea anumitor politicieni clasați, poziționat în acel vârf de piramidă a furtului secolului sau furtul miliardului, propriu zis. Și de fapt pentru că nu este un prim interviu dat de către așa domnul Goffman acum recent, întrebarea de fapt ar fi în ce măsură declarațiile care au fost făcute anterior prin 2016, dacă nu înșel... Vara lui 2016, da. Interviu, adică justifică ceea ce a comunicat acum, dacă au apărut anumite noi schimbări, pentru că și atunci au venit cu noi nume și informații relativ tranșante comunicate și în cazul recent același lucru. Da, l-ai numit interviu bombă, așa și ne-am propus, deoarece unii politicieni acum 3 ani încă ne-au tot promis că vor face dezvăluiri care vor arunca în aer scena politică de la Chișinău, dar nu s-au ținut de cuvânt. Ne-am propus să o facem noi. Contactul cu domnul Goffman, de fapt, îl explică și el foarte bine, deoarece el a fost protagonistul investigațiilor noastre și într-o lumină respectivă, deoarece era în interiorul unei instituții care, conform atribuțiilor, urma să curmeze ceea ce s-a întâmplat, însă a fost tratat ca atare și apreciat în cadrul investigațiilor cu un rol pe care l-a avut în toată această ilegalitate care a avut loc. Deci, respectiv, dânsul a solicitat o posibilitate de a-și expune opinie, ceea ce am oferit. A ieșit un interviu cu adevărat bombă. Ai menționat bine, în mare parte datorită acestui fapt, a ieșit interviu bombă, pentru că în vara lui 2016, în două rânduri, în iunie 2016, fiind încă la Chișinău și în două săptămâni deja fiind în Statele Unite ale Americii, a acordat două interviuri care au fost, deci l-au și lansat în spațiu public, în calitate de, unii chiar l-au etalat cu epitete de erou, adică... Da, și bine, și doi ani au trecut până la interviul de mai ieri, dacă așa să-l putem numi. Totuși, este loc de anumite presiuni care au determinat că anume acum acest interviu să fie realizat, pentru că noi putem să asociem vis-a-vis de faptul că ne-au rămas câteva luni până la alegerile parlamentare, vis-a-vis și de atunci, apropo, era și de alte aspecte. Și atunci era înainte prezidențialilor, dacă ne amintesc eu bine. Bine, dacă ne orientăm după ciclurile electorale de la noi, jurnaliștii de investigație nu trebuie să mai facă nimic, odată la 2 ani avem alegeri, adică trebuie să fim atenți, să nu fie interpretat. Bine, de astăzi am pornit de atunci. Dânsul a prezentat interes pentru noi, nu datorită interviurilor, dar datorită poziției pe care o aveam. Și dânsul a rămas în anumite proceduri în interiorul CNA-ului, Centrului atunci CCCI, acum CNA. Deci în cadrul unor proceduri și până la urmă dânsul arătându-se deranjat de faptul că noi îl asociam cu, însăși cu furtul, dânsul a solicitat o tribună pentru a-și expune poziția sa și a explica virgulă că el a fost unul din cei care a încercat să se opună schemei și apropo de această aparentă contradicție. Deci, și eu în timpul interviului, deci în timpul când primeam răspunsuri la întrebări, am rămas, adică
puțin cu o mică neclaritate și am adresat o întrebare de concretizare. Deci atunci, pentru că să fim onești, dânsul și presa în care era mediatizat și modul în care erau mediatizate ceea ce spunea el, inclusiv o confirmă și el acum, era asociată cu presa care face avocatură pentru Platon. Până la avocatură și presa de așa etalon pe care l-ați dat dumneavoastră, vis-a-vis și deranjurile pe care și le face, ați comunicat în replică că era prin epitete tratat până la și erou, adică era urmărit de presă intensă. Cum se face că acum și în raport de noi nume și informații care au uimit opinia publică și comentatorii care s-au expus în sensul ăsta, o parte din mass media, cu mici excepții, relativ au boicotat acest interviu al lui Goffman. Tocmai cei care și l-au făcut erou. Și de ce, da, de ce ar fi neglijat și de fapt tratat? Da, exact aici urma să ajung. Deci, dânsul chiar o explică în interviu. Deci, la întrebările astea de concretizare, dânsul explica, iarăși, virgulă, că urma să răspundă la niște întrebări la care îi se scriau deja și răspunsurile. Deci, dânsul, am văzut de zeci de ori, probabil, acele interviuri, tot încerca să evite, fiind un bun strateg, cel puțin în raport cu jurnaliștii. Adică dânsul, până la urmă, ceea ce n-a zis el, au adăugat după asta în știri jurnaliștii, adică sensul fiind că Platon, o să amintesc un moment important, s-a întâmplat în momentul reținerii lui Platon. Deci primul interviu a fost puțin înainte, al doilea interviu a fost exact după reținerea lui Platon la Kiev de SBU. Deci și toate, conținutul știrilor era de așa natură că Platon nu a avut, cel puțin nu a avut un rol cheie. Dânsul mereu spunea că a fost, da, unul din... Deci, dânsul a zis că era unul din organizatori, dar presa tocmai a calificat-o. Eu pot doar confirma în baza la ceea ce spune dânsul. Pentru că dânsul a dat și evenimente relativ recente, când aceleași instituții de presă, recent la San Francisco în Statele Unite, au încercat să-i propună un deal similar. Adică noi îți dăm întrebările, tu ne răspunzi ceea ce ne convine. Nu, și apare în presă, iarăși că Platon nu este vinovat și încercăm să aruncăm săgețile în altă parte. Dar asemenea mesaje pe care le-ți comunicat și expuneți în aceste clipe, ele sunt justificate prin anumite probe în baza cărora adică se poate justifica cele spuse? A zis-o domnul Goffman în interviu. Deci eu nu o spun în premier acum, deci a zis-o cu subiect și predicat, a zis-o foarte clar, a dat și anumite tarife, cât ar costa anumite servicii, inclusiv în presa de investigație, cât ar costa, spre exemplu, să plasezi o investigație pe un site în calitate de PR negru compromat împotriva unui subiect care nu-ți convine. Deci dacă ai bani și desenezi împreună cu un consilier de PR un material, îl plasezi în orice instituție de presă de la noi. Și, bine, și aceste platforme, aceste canale media pe care nu le-ați dat nume și le-a dat el, nu le-am dat nume astă seară, dar cum se poate de luat caz vis-a-vis de aceste instituții media care oarecum dezinformează sau schimbă acea certitudine prin mesajele acestea nou formate, pentru că vorbiți și despre un tarif și la caz este loc și de o complicitate pe marginea unei iarăși dezinformări? Eu am, iarăși, nu relatez eu doar îl citesc pe domnul Goffman. Dânsul este obiectul împotriva căruia s-au publicat acele materiale de PR negru, inclusiv din câte zice el, pentru a determina la anumite acțiuni, de a închide gură, de a pronunța cât mai puțin numele organizatorilor furtului și a celor pe care el îi viza în anumite investigații desfășurate în interiorul CNA-ului. Cu adevărat este scandalos pentru mine în calitate de membru a societății civile și cumva în tangență cu mediul jurnalistic, este cu adevărat neplăcut, dar este în același timp foarte grav. Este credibil pentru că acele materiale la care
haide să spunem, pretinse materiale corupte, da? Care s-au publicat în urma coruperii jurnaliștilor, le regăsim. Adică în acea perioadă, dânsul a numit data la care au apărut, sau datele la care au apărut materiale denigratoare împotriva sa, începând cu anul 2012. Deci și sunt instituțiile, sunt publicațiile, informațiile pot fi ușor verificate, iarăși nu cu scopul de anumite răfuieli, ca am fi părțea unei sau altei tabere, că am avea ceva personal cu acești oameni, dar este foarte grav cu gândul la cei care ne privesc acum. Deci orice activitate, în primul rând jurnalistică, formală sau informală, internet sau altele, este în serviciul cetățeanului. Și cum ai întrebat foarte bine tu, în cazul ăsta este o mare defavoare pentru consumatorul de știri, pentru că la un moment dat dânsul refuză să mai creadă orice informație care vine de la televizor sau din altă sursă, atunci când în spatele știrilor stau bani, stau anumite interese, stau servicii de lobby pentru anumite persoane. Aici este parte gravă. Și, da, și vorbim despre avocatură și să fie clar și pentru telespectatori, domnul Balaș. Mergând mai departe, totuși vreau să menționez asta, este totuși foarte grav și eu sper că, în primul rând, în interesul jurnaliștilor vizați, instituțiile statului trebuie să autosesizeze și eu cred că este foarte bine, iarăși, în primul rând, nu pentru a-i pedepsi pe ei, Doamne ferește, dar iarăși cu gândul la spectator, la consumatorul de știri și la imaginea presei în general, nu doar a lor. Pentru că ce a zis domnul Goffman aruncă o umbră pentru întreaga breaslă jurnalistică de la Chișinău și instituțiile trebuie să dea un verdict care iar deculpabiliza sau foarte grav. Dacă în cazul în care se vor confirma, dânsul a dat și numele persoanelor care au dus banii jurnaliștilor, adică este cazul unor investigații care trebuie să culmineze cu anumite acte procesuale care sau iară de culpabiliza sau să fie pedepsiți acei jurnaliști concreți pentru a evita, pentru a fi salvată imaginea întregii brezi jurnalistice. Pentru a fi clar și pentru telespectatori, pentru că vorbim în termeni relativ pe alocuri și complex și revenind la replica dumneavoastră, că anumite ONG-uri și instituții de presă fac avocatură în folosul unor partide politice sau unor lideri politici. Și îi trimitere, de fapt, la acest interviu despre care noi comunicăm. Dar prin ce, de fapt, se face această avocatură pentru a înțelege și telespectatorul nostru? Da, deci a fost o întrebare concretă, pentru că este un pornind de la presă, apropo, în momentul când dânsul a dat informația asta șocantă pentru mine și probabil pentru cei care au văzut interviul despre presă, am lărgit puțin întrebarea, ajungând la subiectul de actualitate de la Chișinău, subiectul Open Dialogue și a Ludmilei Kozlovska. Și m-a dat peste cap răspunsul domnului Goffman, cine nu știe cine stă în spatele ei și acestui ONG, este o companie de lobby. Aici, în opinia mea, lucrurile trebuie separate, pentru că dacă este o companie de lobby, conform practicii din Statele Unite, deci trebuie să fie o companie înregistrată, toată lumea să cunoască virgulă că face lobby, este o companie de lobby. Deci ea are anumite tarife, care servicii transparente, iarăși tarife, toată lumea cunoaște că este ca și un avocat, da? În instanță. Domnul Platon are probleme cu anumite instanțe și ea se angajează câți are el vreo 4-5 avocați și merge și la apă. La fel și în presă se declară, uite, doamna Kozlovska și ONG-ul său este companie de lobby, dar nu poate să fie ONG. Sau instituția de presă cu tare, canalul cu tare, se apară la știri simbolul peș, uite, știrea asta o să fie publicitate sau în serviciu lui Cutărică, care este acuzat de comiterea unei infracțiuni de spălare de bani și fur din sistemul bancar. Dar este exact invers. Deci un ONG care luptă pentru drepturile omului, declarativ, oficial, deci nu poate din start să aibă niciun raport financiar cu oricine, decât cu donatorii și iarăși în cadrul unor proiecte concrete. Deci, o să amintesc că un ONG sau o instituție de presă care face investigații sau o presă independentă nu își poate asuma contracte de reprezentare a intereselor, mai ales în asemenea cazuri sensibile cum este
furtul din sistemul financiar bancar din Republica Moldova, pentru că au fost implicate servicii speciale și deja nu este un secret, deja lucrează și serviciile din Ucraina, și cele din Polonia, și cele din Statele Unite ale Americii în această direcție. Și atunci când un ONG înregistrat într-un stat UE se implică în asemenea jocuri, deci noi am dat investigația, deci am plasat investigația de la care a pornit acest mare scandal de actualitate la Chișinău, în care s-a văzut că ONG-ul fiind finanțat din surse tenebre, iarăși nu o spun eu, o spun serviciile speciale de la Varșovia. În baza acestor concluzii și investigații a fost expulzată din UE doamna Kozlovska. Da. Deci în cazul când un ONG se implică în asemenea jocuri, deci din banii obținuți pe căi tenebre, probabil urmează să vedem, nu a fost încă cea mare explozie legată de acest subiect, dar probabil vom ajunge, ne uităm și noi cu foarte mare curiozitate cum o să evolueze anchetele, în primul rând, din străinătate. Deci, în acest moment, te lansezi în jocuri deja care țin de război hibrid duse de Rusia în, nu doar în Republica Moldova, apropo, dacă ne uităm la activitatea ONG-ului la nivelul Parlamentului European, a APCE-ului, a adunării parlamentare a Consiliului Europei, vedem rezoluții, spre exemplu, rezoluția Fabricius, așa numită, care a fost lobat iarăși de către ONG-ul doamnei Kozlovska. Deci este o rezoluție în care sunt vizate Polonia, Ucraina, România, Republica Moldova, deci toate statele care sunt dușmani geopolitici la moment în cadrul războiului hibrid pentru Rusia. ONG-ul Kozlovskai, care declarativ luptă pentru respectarea drepturilor omului, inclusiv în Rusia, nu a avut nicio acțiune împotriva Rusiei sau direct în detrimentul intereselor Rusiei, ce puțin spun la nivel european. Ne mergând prea departe și fiind la acest subiect, ați putea deschide și o paranteză vis-a-vis de certitudinea legăturii dintre respectiva Ludmila Kozlovska, așa și partidele noastre de la opoziție, în exemplu PAS și cu Nu vreau să deschid foarte multe paranteze legate de investigațiile care urmează să apară. În calitate de teaser doar o să spun că urmează ceva foarte interesant. Dar cunosc cu certitudine că investigațiile au pornit din Varșovia în momentul în care ONG-ul Kozlovska s-a apucat să facă lovitură de stat în Polonia. Anul trecut s-a întâmplat, deci în momentul ăla greșeală strategică a serviciilor rusești, pentru că au trezit legea a doua lui Newton. Aplicarea forței a trezit o contraforță cu implicarea serviciilor occidentale. S-a ajuns la inclusiv la chestiuni foarte interesante care țin de Republica Moldova. Deci nu în zadar, în 2016, prin coincidență, exact atunci când domnul Goffman apare cu primele interviuri la anumite în anumite surse media din Moldova, exact atunci apare și acest ONG cu interes pentru Republica Moldova. Deci ONG, o să amintesc, care s-a ocupat anterior de cine vreți, numai nu de Republica Moldova. Deci ce poate lega un ONG deschis de o cetățeancă a Ucrainei, rezidentă a Sevastopolului din Ucraina, din Crimea anexată de Rusia, de Republica Moldova. Deci aici avem iată un puzzle pentru cei de acasă. În curând vom avea tablou general. De fapt, este un joc geopolitic exact din zona aplicării tacticilor soft power aplicate de serviciile rusești, nu doar în Moldova, apropo. Ucraina, o să amintesc de planul sau operațiunea Shatun, despre care a scris intens presa internațională. Deci hackerii ucrainești au spart e-mail-ul consilierului lui Putin și au găsit acolo un întreg plan de intervenție a serviciilor rusești în Ucraina. Și erau elemente foarte similare cu ce se întâmpla la Chișinău. Proteste legate de tarife, de mari tarifele, chestiuni sociale, drepturile omului, tot ce vreți. După asta o să amintesc Croația, Macedonia, Grecia. Deci intervenții în procesele electorale din Statele Unite ale Americii. Deci iată, în asemenea jocuri de asemenea jocuri este vorba atunci când vorbim de acest ONG-ul al doamnei Kozlovska. Domn Balac, să
trecem și la anumite nume, așa, pentru că tot aprofundăm în subiect, să dăm nume acelor actori principali, de fapt, ai schemei și ce justifică ceea ce și comunica domnul Hoffmann, implicarea Kremlinului într-o rupere a Republicii Moldova de pe acest curs sau parcurs european. Da, deci dânsul, iarăși, o să menționez faptul că fac trimitere la numele pronunțate de el, care a venit cumva să confirme investigațiile noastre, dar dânsul e din start, și aici o să fac o remarcă, așa cum s-a văzut și din interviu, lucrurile au început să altereze Republica Moldova nu din 2009 sau 2010, când a venit AIE-ul la guvernare, uh-huh. pentru propaganda prorusă foarte iscusit încearcă să folosească această manipulare, că uite, cât a fost comuniști, a fost ok, au venit politicienii pro-europeni și s-au început furturile. Nu este așa, deci problemele în sistemul bancar, financiar bancar moldovenesc au început din 2007, din toamna lui 2007, noiembrie 2007, februarie 2008. Vestitul uh-huh. dosar Magnitsky, iarăși este un detaliu internațional. Asta și ne permite din start să înțelegem că nu era o chestiune pusă la punct la Chișinău. Pentru că banii din dosarul Magnitsky, 230 milioane de dolari, au fost spălați prin Banca de Economie de la Chișinău, care avea un conducător concret, este vorba de domnul Gachkevici, fost colega lui Vyacheslav Platon de la Invest Privat Bank. Împreună, deci unul era membru al Consiliului de Administrație, Platon era președinte al Consiliului de Administrație de la Invest Privat Bank. Acționar privat Viorel Țopa, deja cunoscut. Deci, iată, împreună cu acoperire politic, PCRM-ul a luat în toamna lui 2007 două credite de 2 milioane de dolari de la BEM și soțul doamnei Greceană, iarăși un nume cunoscut, care, apropo, tot este din seria celor care caută miliardul banii uh-huh. furați din BEM, când chiar ei s-au înfruptat din acel miliard. Deci, ei au pus în aplicare schema, deci Platon, și iarăși atenție, am spus că banii sunt din Rusia, doar au tranzitat Moldova, rublele au fost convertite în valută forte, dolar și euro, și tranzitând băncile din Letonia, care deja le cunoaștem, sunt câteva, AS Privat Bank, Trasta Commerzbanka, Retomul Bank, deci câteva bănci, inclusiv din Danske Bank, filiala din Letonia, deci toate băncile care ulterior apar și în alte scandaluri, care este, al doilea este laundromatul rusesc, care are loc peste 2 ani, în 2010 începe să activeze laundromatul rusesc și exact prin această centrifugă laundromatului este spălat și miliardul de la Banca de Economie. Deci toate acestea, asta este plus valoarea în opinia noastră a interviului cu domnul Hoffmann, pentru că am încercat să vedem ansamblul schemei, deci nu separat cum se făcea până acum și este o greșeală tactică. Atunci când vezi doar o parte a schemei, riști să nu vezi tot tabloul uh-huh. și să nu înțelegi ce s-a întâmplat de fapt. Noi împreună cu domnul Hoffmann am plecat de la Magnitsky. Am ajuns la laundromat și la ulterior la furtul miliardului până la furtul rezervelor valutare din Banca Națională și am văzut că de fapt este aceeași schemă, aceeași operațiune derulată de același organizator de acest la Platon în interesul serviciilor speciale rusești, pentru că și în 2007-2008 interesul era de a schimba puterea de la Chișinău. Voronin intrase în disgrația lui Putin și a Kremlinului după ce a refuzat planul COSAC. Atunci era asta explicația. Rușii au reușit în aprilie 2009 să scape de Voroni. O să amintesc de acele uh-huh. evenimente, deturnarea protestelor și acea operațiune frumoasă în urma căreia ei au scăpat de dracu Voronin, dar au dat peste tațul, dacă ne putem exprima așa, și atunci, dacă schema a fost organizată de către același autor, așa, de către Platon, de care forța puterii de stat a fost acoperită?
Deci, asta schemă. Explicasem, inclusiv în, o explica domnul Goffman în interviu. Deci, Consiliul de Administrație a BEM-ului era alcătuit din anumiți oameni delegați de Ministerul Finanțelor atunci, atunci fiind la putere comuniștii. Prin acele, deci, și Platon și băieții din spatele său, serviciului de la Moscova, știau că acoperindu-i sau ungându-i ochii lui Voronin cu acele 2 milioane de dolari credit pentru PCRM și am dat exemplu creditului pentru doamna Greceană, care atunci era prim-ministru, deci prin câteva acțiuni s-a reușit asigurarea protecției la nivel înalt a puterii și respectiv sub acoperirea acestei acestui acoperiș, putem spune, deci s-au întâmplat toate. O să amintesc în 2008-2009, de fapt, peste un an, a căzut o bancă la Chișinău, s-a cam uitat, Invest Privat Bank. Deci banca care, de asemenea, aparținea lui Platon, printr-o frumoasă operațiune era așa, serviciilor, mai întâi la Sorin Ovidiu Vându, mogulul de la București, care a preluat-o și în 2 luni s-a dat credite de 500 de milioane de lei din acea bancă. Deci banca a căzut și a fost, ține minte, în vara lui 2009, guvernarea comunistă a luat-o și a pus-o pe umerii BEM-ului. Deci toate datoriile Invest Privat Bancului, spre fericirea lor, a comuniștilor atunci, BEM-ul era încă puțin atacat comparativ cu ce s-a întâmplat după 2010. Deci și sistemul bancar a rezistat. Dar s-a reușit să decredibilizeze. Ține minte cu toții, a fost primul scandal legat de relativ recent, să-i spunem așa, legat de sistemul bancar, când a căzut o bancă din Chișinău, deci a decredibilizat puterea și ține minte că în urma turului 2, asta și înseamnă război hibrid, când ataci, nu cum se întâmplă în Ucraina cu tancuri, dar obții schimbarea puterii prin metode soft. Asta și-au reușit în 2009. Deci au scăpat de Vrodin și a venit AIU în Aminea. O să amintesc că era deputat. Cine era deputat în fracțiunea Aminea? Vyacheslav Platon. Deci organizatorul schemei de laundromatul lui Magnitsky, să-i spunem așa, la Chișinău, a devenit deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Și domnul Goffman a povestit, colegul său de fracțiune, domnul Cheptine, a început să pregătească deja laundromatul, acea deconectare a acelui vestit buton roșu, pe care iarăși ne-am oprit în interviu suficient de mult. Da, domnul Balac, ce, în raport cu atâtea detalii și nume, propun să luăm o pauză de publicitate, după care revenim la subiectele noastre. De acord. Publicitate, domnilor și domnilor. Doamnelor și domnilor, bună seara, reveniți după publicitate. Domnule Balacci, până la pauza de publicitate, comunicasem despre acel buton roșu, da? De fapt, ce este cu acest buton roșu despre care se comunica deja atât de frecvent la Chișinău? Ce vă zici, domnul Goffman, dânsul, apropo, s-a arătat deranjat de atunci când ne-am adresat întrebarea, fiind chiar luându-l deci, cu o anumită atitudine personală, pentru că este deranjat în privința la două fapte. De asta că, intenționat sau nu, iarăși urmează probabil să clarifice și instituțiile și noi să ne clarificăm, dar explică virgulă că s-a întâmplat puțin altfel. Deci, anume colegul de fracțiune al domnului Platon, domnul Cheptine, ar fi făcut acea adresare în perioadă de concedii la Curtea Constituțională și doamna Șterbeț fiind în funcție, pentru că s-au făcut foarte multe speculații la acest subiect, iarăși în calitate de a plasa o chichiță în presă, care ulterior este folosită de avocați în instanță pentru a-l apăra pe Platon. Asta este primul moment, deci puțin s-a întâmplat altfel. Deci, în general, deconectarea butonului roșu înseamnă limitarea CNA-ului în anumite atribuții, astfel încât serviciul pe care îl administra în calitate de șef adjunct domnul Goffman să nu poată interveni ca să pună piedici laundromatului și furtului miliardului. Cam asta este. Deci butonul roșu ar însemna prerogativele CNA-ului și deconectarea butonului ar fi însemnat, iată, această
excluderea acestor prerogative la nivel legal de la CNA. Ceea ce ajungem la partea a doua, domnul Goffman spune că nu este așa, chiar și cu acest amendament care s-a făcut, butonul roșu a funcționat în continuare, deci chestiunea este că dumnealui împreună cu alți colegi apăsau acest buton, dar el nu funcționa din alte cauze și asta este plus valoarea interviului, că în sfârșit cu toții ne întrebam de ce, uite, cogemite instituții și servicii plătite din impozitele noastre n-au putut să salveze miliardul și n-au putut pune piedici spălării banilor. Iată, dumnealui ne explică. El făcea raport, adică făcea investigații materiale, lucra cu tot felul de servicii străini care și acum sunt foarte interesate de ce aici s-a întâmplat. Făcea raport conducerii CNA-ului care la nivel de șef adjunct în calitate de răspuns au început să apară materiale în presă despre care tocmai vorbeam, denigratoare. La ședinții care aveau loc la Minfin, la Ministerul Finanțelor. Deci, o să amintesc că Banca de Economii după 2010 era administrată de o instituție care era partajată în AIE unui anumit partid care deținea Minfinul. Deci, Ministrul Finanțelor, care iar și acum s-a înregimentat în acest detașament de avocatură lui Platon, atunci la aceste ședințe, dânsul spune că este stupefiat. În momentul ăla, el încerca să salveze, adică propunea, în momentul emisiei suplimentare de acțiuni. Deci când se spunea că, uite, nu sunt 80 milioane de lei pentru ca să salvăm banca. Și dânsul îi explica la aceste ședințe că, uite, sunt banii, ca răspuns vedea chiar Minfin, chiar Ministerul Finanțelor, chiar statul, chiar guvernul, lupta împotriva lui. Până la un moment dat, dânsul dă numele, dă și data când fostul premier Filat a propus un târg în alianță. Deci eu îl demit pe șeful fiscului și încă pe un funcționar, dar voi demiteți-l de la CNA pe Goffman că îmi pune probleme. Și propunerea persoanei, doamnei... Da, și după ce a ieșuat, dânsul zice că o serie de colegi în alte instituții a fost demiși. Apropo, nu este o noutate. Eu am, în cadrul investigațiilor, aveam, probabil o să vedem ce s-a întâmplat în SIS toată perioada asta. Și acolo sunt funcționari, șefi de direcție, care au fost rugați să plece, tocmai din direcția care se ocupa de frauda bancară. Și era și coincidență, cumva, ca și la domnul Goffman. În momentul când au început să pun anumite întrebări legate de fraudă, au fost rugați să plece cu binișorul, dacă nu... Bine, până acum nu au și specific cu serviciile lor. I-au făcut să fie mai prudenți, dar probabil vom mai avea asemenea situații. Și a dat, să ajungem la autoarea dezvăluirilor despre butonul roșu, dânsul a dat și numele fostul director adjunct a CNA-ului Cristina Țârnă, care aparent, să fiu sincer, nu știam aceste detalii decât la nivel de informații care circulă în anumite cercuri, dar dânsul dă legături concrete cu, iarăși, cu scena politică. Explic, virgulă, că dânsa este, persoana respectivă este fină lui Sergiu Palihovici, Liliana Palihovici, unul fiind atunci șef al Cancelariei de Stat de la Guvern, în subordine căruia era Victor Bodiu, care era nimeni altul decât președintele Consiliului de Administrație al BEM atunci când se fura banca, a doua fiind vice-speaker a Parlamentului de la Chișinău. Deci iată și legăturile, iată de ce noi nu înțelegem, iată care este piramida pe care noi nu înțelegeam, prin ce metode, cum. Dânsul, apropo, a dat și detalii cum s-a întâmplat lanțul corupției. Vorbește despre un credit de la Moldincom Bank, banca lui Platon, de 4 milioane de lei, luat de soții Palihovici pentru a-și procura o casă. Da. Știți și eu această sursă. Schimbând zoom-ul despre care comunicați în momentul în care este concentrarea pe o anumită dimensiune, scapă lucrurile în cealaltă dimensiune. Schimbând și noi focusul, adică și ridind așa o dimensiune, complex, da, mai distantă. Această schemă, de fapt, în termeni clari, ar fi o comandă politică cu origine externă, pentru că ați comunicat perioade de la 2008, așa în sus... Da, și conexiuni până la ceea ce avem acum cu incertitudine sau neclaritate sau
și așa mai departe. Și o încercare de corupere economică a Republicii Moldova pe fondul, iarăși, blocării anumitor parcursuri. Da, chiar în interviu domnul Goffman dă o definiție perfect la ceea ce s-a întâmplat, însă spune despre o operațiune a serviciilor străine, este clar Federația Rusă, care folosind forța motrică a politicienilor de la Chișinău, care vorbiți de spiritul avar, de a folosi puterea pe care tocmai o câștigaseră în 2009, pentru a se îmbogăți personal. Deci, iată, folosind aceste slăbiciuni, să le spunem așa, ale scenii politice de la Chișinău, serviciul de la Moscova au reușit să folosească acest laundromat care a fost pus în funcțiune în băncile din Chișinău, pentru a lovi în vectorul de dezvoltare a țării și pot desfășura, explica. Într-o recentă investigație publicam o înregistrare a ceea ce spunea recent domnul Platon, o destăinuire, spunem așa, avocaților săi, în care povestește că da, eu am vrut să pun pe brânci sistemul financiar bancar al țării și explică ce ar fi însemnat asta. Pentru cei de acasă, asta ar fi însemnat că bancomatele se opresc. O să amintesc că era vorba de banca sistemică, banca de economii. Deci unde aveau conturile toate instituțiile statului, pensiile nu se mai plătesc, transferurile de peste hotare, deci de la rudele care trăiesc peste hotare și muncesc peste hotare, nu pot veni în adresa copiilor și părinților lor, nu-și primesc bursele studenții, vă dați seama impactul asupra societății. Pentru miza? Decredibilizarea puterii. O să amintesc un eveniment care nu trebuie să-l scăpăm din vedere. Este semnarea acordului de asociere de la Vilnius și punerea lui în aplicare. Anume, atunci au început marile probleme și la Kiev, apropo. Deci în toamna lui 2014, când a fost Moldova a semnat, Ucraina până la urmă a tărăganat acest eveniment, au început problemele și la Kiev și la Chișinău. Pentru că scopul a fost ăsta, de a decredibiliza puterea de atunci. Tocmai spuneam la început emisiunii cum încearcă cât de eficient propaganda rusească să folosească până în prezent acest semnal. Uitați-vă, comuniștii era bine, dar au venit pro-europenii și uitați-vă ce s-a întâmplat. Iată, ăsta era scopul. La alegerile din noiembrie 2014 urma să, și asta, toate sondajele arătau că astea și erau dinamicile. Dacă nu era scos din cursul Renato Usatăi cu partidul său atunci, aveam în mod clar o guvernare prorusă la Chișinău. Bine, s-a întâmplat iarăși ca și în 2009, au scăpat de dracu și au dat de taică-s-o, pentru că a venit iarăși o guvernare care iarăși a fost ostilă Rusiei și atunci o să amintesc că a fost și continuare proteste stradale 2015-2016, iarăși protagoniști două partide proruse, Usatăi și Dodon, care până la urmă în 2016 a culminat cu câștigarea alegerilor prezidențiale de către Dodon. Deci a fost o mică victorie până la urmă acestei lovituri, deși a fost prea puțin și cu pierderea acestui pion important al serviciilor rusești. În 2016 a fost un an de cutitură pentru că a fost reținut organizatorul și rechinul, să-i spunem așa, a schemii și am văzut că toate problemele băieților șmecheri au început de la Chișinău, au început anume atunci, ceva mai înainte fusese reținut Șor, care este calificat de domnul Goffman că virgul căra gențele cu bani la toți. Dânsul a și confirmat-o, apropo, Șor, a zis că el a făcut... Urma să vin cu o întrebare, adică care este implicarea și poziția Șor în toată această schemă, de fapt. Da, și dânsul, în momentul când a fost reținut, i-a turnat pe ceilalți. Primul a fost Filat, care a fost reținut în octombrie 2015, iată, 3 ani în curând s-au împlinit și după asta a urmat autorul principal al schemei, Platon. Dânsul a fost reținut, dar nu și banii săi, care stau și acum prin conturi în offshore-uri în toată lumea. Am văzut recent investigația la Londromatul Azer, unde unul din offshore-urile lui Platon a transferat bani politicienilor din Bulgaria, și mai grav, din Italia, din
Germania de la Berlin. Deci politicieni care, inclusiv de la PCE, care luau bani pentru, spre exemplu, pentru a după ce s-a aflat misiunea de monitorizare în Azerbaijan, spun că este totul în regulă acolo la alegeri sau la alte evenimente. Sau și mai grav, o altă investigație RISE despre finanțare în privința beneficiarilor Laundromat-ului, o să amintesc, organizat de Platon, tocmai în legătură cu ce ai discutat mai devreme, care a finanțat un alt politician polonez, apropo de ONG-ul doamnei Kozlovska, îi spune Mateusz Piskorski, un politician pro-rus, care are o politică pro-rusească, un gen de Dodon al polonezilor, care a fost finanțat de Laundromat, este deja o investigație jurnalistică, virgulă cu probe, conexiuni foarte clare, din Laundromat, iată, uitați-vă cât de adânc au ajuns acești banii lui Platon. Deci și scandalul nostru cu Laundromatul și miliardul furat de la Chișinău, iată, vedem, ia o amploare cel puțin regională, dacă nu chiar internațională, îi putem spune. Cu o schimbare de abordare, de fapt, și de precizare, vorbind despre ceea ce cineva ducea banii, referindu-ne la poziția lui Șor, adică care o avea în schemă, cât de mult ar fi vizate în această schemă, s-au atinse partidele de la opoziție și fac trimiteri la PAS și cu DA. De ce? Pentru că doamna Sandu încă era la PLDM în acea perioadă când Fila deja își creiona această schemă așa a furtului. Ulterior, mergând mai departe, aceste televiziuni sau canale media de curte a opoziției care au fost refuzate, iată, de acele interviuri repetate care erau solicitate lui Goffman, așa, și despre care vorbește și dumnealui. Nu doar interviuri, dar și răspunsuri cu abordări care trebuia să le ia. Așa, mergând mai departe la Open Dialogue, așa, cu Ludmila Kozlovska și incertitudinea care rămâne a fi încă, așa, pe fondul legăturii celor de la PAS și cu DA și cu acest ONG. Și undeva este un lanț cu verigi subtile care ține și duce, iată, la această schemă. Dar, de fapt, în investigație, cât de mult ar fi vizați? Eu, în permanență, încerc să fug. Pentru că în audier nu au fost pe subiectul Open Dialogue. Nu au fost pentru că nu s-au prezentat, din câte, dacă am observat eu bine în presă, nu am avut suficient timp să monitorizez foarte bine, dar aștept cu mare atenție, sper să fie făcut, am văzut că domnul Candu a promis că va face public raportul, chiar dacă este secret, suntem foarte curioși să vedem ce vor scrie acolo, pentru că în investigațiile noastre desfășurate împreună cu colegii din Ucraina și din Polonia, avem deja lucruri foarte interesante. Da, aici tocmai încercam să spun că încerc să fug mereu de jocurile politice, pentru că ele, în primul rând, sunt folosite ca acoperire de bandiții care stau în spate. Cei care au făcut plicurile, tocmai cei se acoperă cu acești politicieni. Dar trebuie să spunem lucrurile pe nume. Am vorbit despre acționariatul BEM, care era în anul 2007-2008, când s-au spălat banii în Laundromatul Magnitsky. Deci domnii Țopa, iarăși doar citesc ce a spus domnul Goffman. În calitate de acționari nu puteau fi decât complice ai lui Platon în acest Laundromat. Deci au o implicare directă. Legăturile lui Țopa, în prezent ambii refugiați la Frankfurt, cu platforma DA și un anumit partid politic, este evident. Deci este evidentă legătura cu cine vreți din această schemă. Și cu Platon, partenerul de schemă și furt al lui Victor Viorel Țopa în 2007-2008 la Banca de Economii, cât și Kozlovska, partenera sau lobista angajată de Platon, să-i spunem. Așa este evidentă legătura. Este o puțin, haideți să spunem, dezamăgire pentru mine ce s-a întâmplat cu doamna Sandu, pentru că eu am impresia că adânsa a fost atrasă în acest joc. Încă de pe timpurile când activa în PLDM, dânsa nu a reușit încă. Dezamăgirea este, în primul rând, că dânsa nu și-a făcut o curățare publică a trecutului său de PLDM, această curățare de conștiință care ar fi cumva salvat-o de aceste
dubii, să le spunem, de integritate, cel puțin. Și din această cauză, dânsa a rămas în acest anturaj și a dus oameni de la piele de mie în pas și acum o vedem iarăși în scandalul Kozlovski alături de platforma, da, legată cu aceste finanțări care prin ricoșeu au venit de la Platon prin, prin ONG-ul Kozlovski și bine, putem să pot să se scuze și cu acel, cu aceea care ar fi fost la Bruxelles, de fapt, la invitația doamnei Fotiga, Ana Fotiga, un europarlamentar, apropo, polonez, care ar fi invitat-o pe ea și pe Andrei Năstase în 2017 la acel forum de la Parlamentul European. De fapt, nu a fost așa, pentru că doamna Fotiga doar a forwardat o invitație. De fapt, în invitație era clar indicat că organizatorul este ONG-ul Open Dialogue. După asta, tichetele, am plasat pe blog, au venit pe mail și la avocația lui Platon și la platforma, da, și la PAS, au venit de la responsabilul de logistică, nu de la Parlamentul European. La Parlamentul European există un departament de logistică, unde în cazul când sunt deplasări sponsorizate de Parlamentul European, atunci biletele se procură de Parlamentul European. Deci biletele au venit de la responsabilul de logistică, de la ONG-ul Open Dialogue al Ludmilei Kozlovski. Trebuiau să fie, în opinia mea, niște întrebări și nu era o problemă dacă, cel puțin dacă nu se expunea prin prezent, dar delega pe cineva. Ar fi fost mult mai prudent pentru dumneavoastră. Așa acum, aparent, este o implicare într-o groapă politică. Acest scandal legat de Open Dialogue, problema este că nu, deci scuza nu poate fi capturarea statului, spre exemplu, de Republica Moldova sau careva probleme de aici, pentru că s-au, prin neatenția ei, a doamnei Sandu, s-a implicat într-o problemă geopolitică. Deci este implicată Ucraina, este implicată Polonia. Doamna Fotiga, cea cu care a încercat să se acopere și Maia Sandu și Andrei Năstase, anul trecut a făcut un comunicat oficial pe pagina ei oficială, anafotiga.pl, în care explic virgul că regretă orice implicare alături de, în orice eveniment public alături de Fundația Ludmilei Kozlovski și o condamnă pentru încercarea de atenție răsturnarea puterii de stat din Polonia. Acuzații foarte grave. Sunt sigur că nu a putut să-i scape doamnei Sandu aceste declarații și acum îmi pare cumva, sau este o greșeală a consilierilor de imagine a dumneei, nu știu ce a fost asta, dar s-a acoperit tocmai cu cineva care acuză ONG-ul respectiv de lovitură de încercare de lovitură de stat în Polonia. Este, în opinia mea, foarte, foarte grav. Deci este o mocirlă în care s-au implicat cumva, sper eu, iarăși, cel puțin doamna Sandu, sper că în necunoștință de cauză, sper că s-a întâmplat. Deja urmează să vedem cum va reuși să iasă. Domn Balac, să discutăm puțin și despre cealaltă parte a lucrurilor, așa, pentru ca și telespectatorii să ne perceapă neutralitatea și echidistanța și a nu face polaritate în subiect. Să vedem care este rolul lui Plahotniuc în această schemă, despre care relativ mai puțin s-a comunicat, dar sunt sigur pentru telespectatori este de maximă importanță să cunoască și asemenea detalii. De acord. Chiar și în cadrul interviului am și insistat, deci am adresat două întrebări legate de rolul lui Plahotniuc în toată această istorie și domnul Goffman a răspuns că cum fiecare om la cine o înțelege, fără știrea lui, puțin probabil s-a întâmplat. Și dânsul explică, apropo, în legătură cu ceea ce spunea și anterior, că dânsul n-a avut un rol direct, dar se întreabă și el și îl întreabă și pe el, cumva, prin intermediul interviului, dacă a știut sau nu. Și cea mai probabilă răspunsul indus de domnul Goffman este că știa și explic, virgulă, că de fapt, în viziunea sa, domnul Plahotniuc a folosit această situație, fiind șantajat în AIE în 2010 cu dați-ne BEM-ul, dacă noi ne dați BEM-ul, ieșim din alianță. A zis-o iarăși domnul Goffman.
Dânsul a folosit situația pentru a-și compromite partenerii Alianței de Beton, cum i-a zis domnul Gopman, cumva ironic, și a deschis o capcană, stând și având la dispoziție deja, ei singuri și-au partajat instituțiile, Minfinul lui Filat, Procuratura lui Aminevului, după asta am înțeles că Plahotniuc și altele, adică ei în PD-ul, hai să spun. Și folosind aceste pârghii, a stat și a fixat toate aceste momente. Și la un moment dat, tocmai vorbeam despre cum au derulat evenimentele, a închis capcana unde era plasat cașcavalul. Și în rezultat și dânsul, domnul Gopman răspunde. Poate a vrut să-l pedepsească pe Filat, poate a vrut să-l pedepsească pe Platon pentru jocurile făcute cu serviciile rusești, poate a vrut să-l pedepsească pe Șor, sau poate toate împreună, de fapt. Deci, rezumând, deci văzând că băieții vor BMO cu orice preț, chiar puneau condiționat cu dacă nu... Nu doar BIM, apropo, și Vama la fel, și Fiscu, adică... Și dânsul le-a dat, a plasat cașcavalul în capcană. Poftim, băieți, intrați, au intrat, au închis capcană. Este cu adevărat, cumva, o abordare cinic, absolut, dar, până la urmă, ăsta a fost răspunsul dat de domnul Gopman. Gopman, pentru că... Dar și tot domnul Gopman, acum 2 ani, comunica în interviul din vara 2016 că liderul PD, Vlad Plahotniuc, așa, este unul din politicienii implicați direct, da, în furtul miliardului. Și el, a zis, urmare, el a zis de persoane, da, fără de anume din anturajul său. Okay. După asta am apărut făcut, în presă. Așa, și am și notat. Și acum, ca urmare a declarațiilor și poziției care și-o aducă unii comentatori politici, ei declară că poziția deja este mai rezervată în acest sens și se păstrează a fi un iz de instrument electoral. Ar fi așa? Eu am sizat în timpul interviului, de asta am adresat întrebările de concretizare chiar. Deci am impresia că anterior erau plasate altfel săgețele și accentele și dânsul dă o explicație. Deci dânsul explică în mod clar că cei care l-au intervievat, și a fost o greșeală tactică a dumnealui, că dumnealui nu trebuie atunci să prefere anumite instituții care s-au demonstrat că erau direct legate cu organizatorii spălărilor de bani, dar trebuia să anunțe o conferință de presă, ca să explodă orice dubiu și să nu ne spună după asta că a fost rupt din context declarațiile sale. Cu adevărat, eu am, împreună cu colegii, am revăzut acele interviuri de zeci de ori ultimele luni și dânsul a zis că este vorba de persoane din anturajul lui Plahotniuc atunci în 2016. După asta au apărut chiar și nume, că chiar nu le-a dat el, dar în știri deja, după declarațiile sale. După asta a ieșit domnul Sagaidac și a confirmat practic ceea ce a zis dumnealui, a continuat speculațiile în presă, ca acum să vedem că domnul Sagaidac din nou deci, confirmă cum ar veni ultimele declarații ale domnului Gopman. Deci domnul Gopman practic nu a zis nimic nou. Acești actori implicați puțin a schimbat accentele, deranjat fiind de accentele puse anterior de anumite instituții de presă, de fapt. Deci asta și-a spus atunci, dacă revedeți interviurile, că nu a venit momentul să-i explic, să povestesc totul și dânsul acum, după ce a fost reținut Platon și după ce Platon a fost deja condamnat, definitiv deja, adică dânsul vine cu alte... Cea puțin asta este aprecierea mea. Mai ales că dânsul, apropo, un moment important a dat în contextul acestor interviuri, apropo, care au fost, dânsul povestește despre intimidări, despre dispariția frânii la mașina soției și lucruri foarte grave. Dânsul a ezitat să dea clarificări foarte clare, dar a zis că în spatele acestor intimidări era Vyacheslav Platon. Deci anume de la el erau aceste intimidări. Și în calitate de om aș înțelege pe undeva că deci dânsul era ținut în mâini prin anumite pârghii
josnice, într-adevăr, banditești, dar până la urmă s-a reușit. Dânsul a început să vorbească adevărul. Eu sunt dispus să-l cred acum, pentru că acum este în Statele Unite, este cu un statut clar juridic. Dânsul a zis că este în colaborare cu anumite instituții internaționale care anchetează aceste evenimente, are un statut procesual în această investigație și eu sunt dispus să-l cred acum mult mai mult decât, deși o să repet, a zis-o și el, până la urmă, dacă revedeți încă o dată interviurile, au fost foarte multe speculații după asta în presă, în știri însăși. Deci, Dânsul, spre exemplu, a ezitat. A fost sau nu implicat Plahotniuc, Dânsul a zis, nu a dat nume. Nici alte nume nu a dat, a zis doar persoane din anturajul său. Eu am auzit, de exemplu, până la 2009 și chiar până prin 2012, că și domnul Platon era în anturajul domnului Plahotniuc. Adică, dar Serghei Arlov, care e implicarea acestuia în furtul miliardului, pentru că în 2016 se comunica într-un interviu dat pentru corupție.md, că ar fi coordonator a acestei scheme, dar în cadrul interviului acum recent nu se prea discută acest nume. Este același lucru. Iată, dacă o să luați iarăși interviu, nu apare numele său, deci apare după asta în știri, haideți să-i spunem, în holdingul afiliat domnilor Țopa și Platon. Pe atunci apar anumite interpretări și apare numele Iaralov în, nu vreau să fac avocatură atâta timp cât autorul dezvăluirilor de atunci este până la urmă lansat anume la acele televiziuni. Au toată posibilitatea de a-l întreba pe domnul Goffman ce este cu aceste neclarități, dar dânsul o spune foarte clar. Deci dânsul nu a dat aceste nume și au fost manipulări ale presii. Da, asta ar justifica acel mesaj pe care l-a comunicat în cadrul vizitei de lucru pe care a avut-o președintele Parlamentului, domnul Candu, în Statele Unite ale Americii, prin care a comunicat că au fost identificate 90% din banii pierduți, așa, cu informațiile care sunt aduse acum. Apropo, o întrebare foarte bună. Iarăși nu vreau să deschid foarte multe paranteze. Pentru că din 2016 se pornise în Statele Unite ale Americii o anchetă penală. Da, și a zis-o tocmai Goffman în acele investigații. Domnul Goffman a zis-o că este o investigație, nu știu încă la ce de etapă, dar este o investigație care acum, în mod firesc, lucrurile nu trenează, avansează. Adică dacă la noi merge mai greu, acolo sunt sigur sunt alte posibilități. Deci eu cred că există o legătură între aceste declarații. Posibil banii se află tocmai prin zona persoanelor pe care le-a numit domnul Goffman. Probabil dumnealui este în acum și în, după această experiență de conlucrare cu serviciile occidentale, despre care tocmai a vorbit, după 2 ani de această conlucrare, este în măsură să spună ceea ce a declarat în interviu. Ori aflându-se în SUA, am văzut în această presă din acest holding, da? Această speculație și că, uite, s-ar fi făcut presiuni, nu știu, unii mai, că ar fi negociat ceva cu, nu știu, dacă s-a capturat deja și Washingtonul, să știți că e prăpăd cu arena internațională, dacă în felul ăsta se rezolvă lucrurile. De fapt, este explicabil dacă încadrăm aceste scuze împreună cu aceste manipulări din presă, împreună cu aceste campanii de avocatură pentru Platon. Este clar că atunci când încasezi anumite sume de bani, trebuie să justifici aceste, ca și la avocați. Da? Atunci când iei banii, clientul te întreabă, păi, uite, ce ai făcut ca să mă scoți pe mine de la pușcărie? Exact același lucru, din păcate, se întâmplă și cu presa noastră și cu unele ONG-uri, din păcate, și cu altele. Da, bine, și un personaj despre care mai puțin s-a și comunicat în interviu, dar despre care și se comunică și se asociază furtul miliardului, așa, Ilan Șor, executant sau cel care duce. Totuși, da, care ar fi în câteva fraze desfășurate implicarea acestea în schemă?
Domnul Șur a fost, este vinovat, o spune chiar domnul Goffman, pentru că el a fost cel care și-a asumat să sustragă banii și să se împartă cu geanta pe la diferiți actori politici, presă chiar. Dânsul, ca și în cazul domnului Goffman, sper că nu o să dureze foarte mult, că și dânsul a anunțat, Goffman a anunțat în 2016 că urmează, încă este prea devreme, o să dau detaliile mai târziu. Iată, le-a dat acum. Sper că și domnul Șor, care a zis că făcea plicuri pentru politicieni, pentru presă, trebuie să vină și cu argumentele și cu probele ca să, ca să avem puse punctele pe ei. Deci domnul Goffman o confirmă. Deci dânsul se întreabă, vorbind despre Șor, cum a fost implicat el în schemă, cum un afacerist de talia lui Șor ajunge să-i dea lui Lucinski 4,5% din Unibank, spre exemplu. Da? Domnul Goffman se întreabă, adică cine l-a fie, cumva retoric, a cui prieten era Ilan Șor? Cine l-a convins să-i dea lui Lucinski aceste 4,5% din Unibank? Deci iarăși, răspunsul fiind la suprafață, audind acele înregistrări audio ale discuțiilor lui Șor cu Filat, înțelegem care au fost făcute publice în 2015, cred eu, toamna, înaintea reținerii lui Filat. Deci, dacă le ascultăm, acele discuții despre chiloți, despre haiadumi de mâncare, că nu am, adică acele aluzii, haiadumi, când vii cu banii, să-mi aduci banii, înțelegem și a cui era prieten Ilan Șor, după cum retoric se întreabă domnul Goffman, și cui îi făcea plicurile. De asta eu cred că domnul Goffman, cu toată vinovăția sa, în momentul când este atacat de o parte a presiei care tocmai era finanțată de el atunci, iarăși o spun în baza a ceea ce spune domnul Șor și ceea ce a spus domnul Goffman, în opinia mea, din nou, ca și în cazul lui Platon, lucrurile sunt clare. Dacă o instituție de presă ia în 2015, dacă ține minte bine, un interviu de la Platon, care deja toată lumea știa implicarea sa, Nova Gazeta de la Moscova, cred că prima investigație despre Laundromat și implicarea lui Platon a dat-o în 2014. Deci în 2015, într-o instituție de presă de la Chișinău, apare un interviu de PR alb, în care domnul Platon se declară unionist chiar și tocmai cu gemite afacerist care vrea binele țării. Deci un afacerist care recent am auzit că vroia să pună pe brânci țara, de fapt, deci apare într-un interviu de PR alb, adică evident orice specialist în materie de consultanță de PR o să spună că este evident un material la comandă cu accentele puse foarte clar de a denigra oponenții și de a-l înălbi pe dumnealui. Și în cazul ușor este la fel. Eu sunt sigur că aceleași plicuri pe care le-a făcut Șor, le-a făcut și Platon. Și deja pot spune că nu doar vreau și nu doar sper, dar sunt sigur că aceste plicuri, conținutul lor va fi probat foarte curând cu destinatari concreți, companii offshore, beneficiari și așa mai departe. Bine, pentru că anterior se justifica că anumite fluxuri financiare importante din Republica Moldova erau coordonate de anumite grupări din Federația Rusă și făcând trimitere la acele grupări ca Dod, Banov și Grigoriev, da? De fapt, care ar fi undeva o legătură dintre aceste grupări și furtul miliardului? Cu siguranță. Acolo sunt noi numai astea, beneficiarii laundromatului al lui Platon. Iarăși, conform materialelor Nova Gazeta, primii jurnaliști care au mediatizat în preza internațională laundromatul este gruparea RJD de la Moscova. Deci este o grupare în fruntea căreia se află generalul KGB, încă fost rezident în Statele Unite, Vladimir Iacunin. Deci anumiți subalterni de săi, cum este Boris Ușerovici, acum, din câte cunosc, se ascunde undeva prin Cipru de urmărire penală la Moscova. Domnul Markelov deja a fost reținut în dosarul Zaharchenko. Deci aceste grupări și lumea criminală de la Moscova, care întotdeauna a fost mână-mână cu serviciile, cu FSB-ul și cu spălătoriile de bani, cu băncile, cu bancherii negri, să le spunem așa, de la Moscova.
Cu siguranță, anume banii lor i-au fost spălați de Platon și în Laundromatul Magnitsky, și în Laundromatul Rusesc 2010-2014, și prin această centrifugă au plecat și, a plecat și miliardul nostru din Banca de Economie. Sunt probe, sunt date, sunt conturi. Adică asta îmi doresc atunci când orice ca să cumva să închidem cu loialitate acest subiect al presiei. Atunci când este dat un nume, vreau să văd alături și probe, nu elemente de propagandă. Cu toții înțelegem ce e asta manipulare psihologică și știm că unii jurnaliști la Chișinău au făcut școală la Moscova și pot să o facă foarte bine. Vreau să văd probe, dispoziții de plată, unde e indicat Șor, Platon, Kozlovska, ONG-ul cu tare, Yaralov, alții care sunt, dar să fie cu probă ca cei de acasă să înțeleagă, să învețe, să facă exerciții de discernământ, să culturalizăm modul de mediatizare și consum de informații. Altfel, transformăm într-un gen de anarhie informațională, dacă îi pot spune așa, care este doar în folosul bandiților și în urma acestor spălări de bani care n-au fost curmate de presă, în primul rând. Nu exclud că și alții vor dori să o mai facă în viitor, dacă în Moldova e atât de ușor să devii erou. Deci vă dați seama, o persoană care a organizat o lovitură asupra Republicii Moldova este făcut erou în presa din Republica Moldova. Deci este cumva o de genul ales în Țara Minunilor. Deci o imagine cu totul distorsionată. Domnul Balac, pentru că de fapt am ajuns la finalul emisiunii, în raport cu aceste declarații care s-au transformat, cred, în niște instrumente de anchetă pe marginea subiectului furtului miliardului. Ce urmează, de fapt, în termeni scurți, vis-a-vis și de ceea ce a mai putea da sau de materialele care justifică cele spuse, pentru că mi-a scăpat să și vă întreb toate aceste documente justificative în momentul a declarațiilor, unde ele sunt? În momentul interviurului era un teanc alături de domnul Goffman. Pe unele din ele o să recunosc că am tras cu ochiul. Am văzut inclusiv adresări la misiunile diplomatice europene de la Chișinău, inclusiv documente care le-a văzut și presa, dar le-a tăcut aceste instituții de presă, le aveau, dar ele nu au apărut nicăieri. Deci, baza documentară este, eu sunt sigur că ele sunt nu doar la domnul Goffman, sunt sigur că aceste bombe mediatice nu au cum să rămână fără efect. Deci, instituțiile trebuie să ne dea anumite răspunsuri, să facă investigații. Dacă nu vor face, amplitudinea presiunii pe instituții doar va crește. Pentru că o să recunosc că investigațiile noastre, de asta am pus la urma, va urma la urmă, pentru că avansează foarte rapid, mai ales că le facem deja împreună cu colegi din afara țării și de asta avansăm cu pași rapizi. Cu siguranță serviciile occidentale, care datorită doamnei Kozlovska se uită mult mai atent la Laundromatul Rusesc și la tot ce s-a întâmplat în Moldova ultimii ani, va dinamiza și spre fericirea noastră, iată, un anumit efect neașteptat de serviciile rusești, probabil, adică acțiunea lor împotriva Poloniei. Până la urmă, eu consider că ne va ajuta să găsim foarte multe dovezi care ne vor duce la autorii și organizatorii Laundromatului Rusesc și a furtului miliardului de la Chișinău. Vă mulțumim încă o dată pentru detaliile aduse la acest subiect și trecerea încă o dată în revistă acestor informații din interviul cu domnul Goffman. La noi informații vă mai așteptăm, chiar și așteptăm să și ne indicați gravitatea unor elemente care necesită și este important să fie adusă din primă sursă telespectatorului. Dragi telespectatori, atât a fost pentru această seară. Vă mulțumim că ați fost cu noi, vă urăm o seară frumoasă în continuare. Toate bune, pe curând!